Paula Tudoran va pleca duminică într-un stagiu de pregătire la Băile Felix, unde se va pregăti pentru campionatul mondial de atletism din China, programat în perioada 22-30 august la Beijing. La o săptămână distanță de la câștigarea medaliei de argint în proba de 10.000 de metri din cadrul Campionatului Național de Atletism de la Pitești, Paula Tudoran va începe pregătirea centralizată pentru Campionatul Mondial din China, competiție programată în perioada 22-30 august la Beijing. Cantonamentul va începe duminică la Băile Felix, stațiune în care atleta Zeloana a efectuat stagii de pregătire și în anii anteriori. De săptămâna viitoare, adică chiar de duminică, vom fi în cantonament la Băile Felix timp de 2 săptămâni și jumătate, cred, și va urma plecarea spre București, de unde ne vom întâlni cu lotul României și se va pleca spre Beijing. Va fi o pregătire centralizată pe barem de lot, dar nu va fi reuniune de lot. Voi fi, cred că, singura din lot la Felix, pentru că fiecare se pregătește unde consideră că este mai bun ca și locație. Eu am ales să merg la Băile Felix, pentru că este o bază foarte bună de pregătire, cât și de refacere, și de aceea am ales această locație. Pentru Paula Tudoran, participarea la Campionatul Mondial de Atletism rezervat seniorilor va fi o premieră, iar atleta zeloană va lua startul în cursa de maraton. Rezultatul pe care îl aștept din partea mea ar fi îmbunătățirea timpului pe maraton, iar locul rămâne de văzut, pentru că totuși alergăm într-o elită mondială unde sunt cele mai bune reprezentante pe această probă. Va fi o cursă foarte grea, plină de emoții. Voi încerca să mă mobilizez, dar ceea ce vizez eu în această cursă este chiar realizarea baremului pentru Jocurile Olimpice și să cobor sub 2.40 sau 2.40. Participarea la Campionatul Mondial din China va fi a doua premieră din acest an pentru sportiva pregătită de Mirel Seișanu, după cea din luna iunie, când Paula Tudoran a luat startul la Cupa Europei în proba de 10.000 de metri.